Adie vântul schimbării în sectorul agricol european după ce fermierii au protestat masiv. Negocierile inițiate de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen au dus la concluzia că fondurile pentru agricultură ar trebui alocate în funcție de nevoile concrete ale fermierilor și nu în funcție de suprafețele arabile. O nouă strategie agricolă ar urma să fie prezentată anul viitor de executivul de la Bruxelles. Raportul privind negocierile inițiate de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și părțile interesate a fost publicat. Principala recomandare a raportului vizează alocarea fondurilor europene în funcție de nevoile fermierilor și nu de suprafața agricolă. Unul dintre responsabilii de la Bruxelles spune că revizuirea politicii agricole comune este una dintre principalele recomandări ale raportului. Recommendation is to make the CAP fit for purpose, and this means on the one side enabling for lively rural areas. This means in the second function income support. But as the CAP is public money, this income support should be targeted, much more targeted to those who actually need this support. Se preconizează că executivul de la Bruxelles va folosi aceste sugestii ca bază pentru noua sa propunere privind agricultura și alimentația, care urmează să fie gata la începutul anului 2025. Greenpeace, care a luat parte la discuții, consideră că este un pas bun către durabilitate. Clearly, if I had to write this, I would write it very differently. But I accept it again as a consensus after 7 months of very hard work and very tough negotiations. So I'm extremely happy to see, for instance, all this group of stakeholders accepting the fact that we need to address the negative impacts of livestock farming. Not at the expenses of farmers. We need to help farmers in the transition, but it's clear that we all agree we need to tackle the problem of livestock in the areas with very high livestock concentration. Modul de finanțare a tranziției către o agricultură mai durabilă a fost cea mai importantă revendicare în timpul protestelor. Una dintre principalele asociații europene ale fermierilor a fost de asemenea parte a dialogului. Agriculteurs ne peuvent pas supporter seuls sur leurs propres épaules la totalité des changements. Certains changements ont un coût ou mettent en difficulté les exploitations, car les changements sont trop importants. Il faut donc un soutien, puisque ça correspond à une demande de la société. C'est la société, via les soutiens publics, qui doit accompagner via ce fonds de transition. Raportul mai cere Comisiei Europene să aibă o mai mare coerență între politica sa comercială și cea privind durabilitatea.